Ridicată în zona de confluență a trei județe, Argeș, Dâmbovița și Teleorman, istorica mănăstire Glavacioc, a cărei prima atestare documentară datează din anul 1441, s-a aflat astăzi în sărbătoare. În mijlocul obștii monahale și al credincioșilor veniți din localitățile învecinate, s-a aflat înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Ierarhul a oficiat sfânta liturghie în biserica așezământului monahal, ctitoria a domnitorului Vlad al IV-lea Călugărul. Vizita ierarhului s-a datorat în special faptului că mănăstirea și-a sărbătorit recent hramul principal. Bună vestire! Acceptați domnia de-a dreapta și de-a stângă, dar suferințele le primiți, adică încercările, că orice bucurie se zidește prin mari încercări și suferințe. Da, orice realizare, orice muncă, orice activitate faceți, înseamnă un efort extraordinar și ca să ai bucuria lucrului pe care îl faci tu. În ultimii 31 de ani, părintele stareț Casian Crețu, împreună cu întreaga obște monahală, a depus eforturi mari pentru a salva mănăstirea după 150 de ani în care a fost părăsită. Am făcut invitație înalt preasfințitului de bună vestire, hramul istoric al mănăstirii Glavacioc de altfel, dar n-a fost posibil și atunci în altul ne-a binecuvântat astăzi, în această zi, așa, chiar dacă e un pic mai înnorat și a dat Dumnezeu ploiță, e bună ploaia, îi mulțumim pentru toate lui Dumnezeu și dăm slavă lui pentru tot. Din anul 2017, al doilea ocrotitor al mănăstirii este Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.